Salutare, dragi urmăritori! Bine v-am regăsit la o nouă filmare. E o mașină pe care mi-o doream să o filmez și e o alternativă. Adică e din aia, love or hate, știi? Nu știu dacă o să-ți placă sau nu. Mie îmi place, dar e părerea mea subiectivă și de asta o și filmez ca să văd ce părere aveți și voi despre ea. Este vorba despre un Renault, așa cum ați văzut și din titlu. Îl puteți vedea lângă mine aici. Se numește Talisman, un nume interesant de altfel. Știm cu toții că talisman înseamnă un cuvânt care denotă un fel de amuletă care aduce noroc. Și mi se pare un nume interesant pentru mașina asta, adică se vede clar că e o detașare a lui Renault de ce a fost înainte și au vrut să intre pe segmentul mai premium. Nu știu dacă au reușit, e clar că nu e o mașină care să se fi vândut în exemplare atât de mari precum triada Sfânta Treime nemțească, cu care nu știu dacă concurează neapărat direct, îl văd totuși un competitor mai în linie pentru un Passat. Chiar dacă să fim serioși așa cum arată și la ce dotări are și cum se comportă mașina, o poți compara lejer cu un Serie A3 sau cu un Audi A4, de ce nu? Dar hai să ne limităm totuși la segmentul Passat, că este mai digerabil, ca să spun așa. Dar din start se vede că mașina... Pentru mașina asta n-au fost niște așteptări extraordinar de mari ale producătorului, pentru că nu s-a produs, de exemplu, în variante cu volan pe dreapta. Deci nu o să vedem această mașină în țările unde se conduce pe partea cealaltă a drumului, cum ar fi Marea Britanie, Japonia, părți din Asia. Deci e clar că din start și-au asumat faptul că nu o să vândă atât de mult precum un Volkswagen. Și cumva au dimensionat mașina din costuri, probabil, ca să fie rentabilă. Ceea ce este interesant, poate se și vede așa cum e ea desenată, este primul Renault, cred că în vreo 40 de ani, dacă nu mai bine, aproape, nu, chiar 40 de ani, din 1980 mai exact, care nu are în opțiune o caroserie hatchback. Ultimul Renault de acest format a fost Renault 18. Dacă ne uităm, toate alea, Renault 25, Renault... Safran, Laguna, toate practic sunt hatchback, pentru că dacă deschizi portbagajul, se deschide cu tot cu geam și comunică cu spațiul interior. Această mașină este fix ca un Passat, este un sedan clasic. Și, din nou, chestia de design este discutabilă, dar putem vedea că are un impact vizual. Nu știu, poate unii ar vrea să ignore sigla, eu nu ignor, nu mă deranjează marca asta cu nimic și consider că fac niște mașini cu... multe specificații interesante, atât pe parte tehnică, cât și pe parte de confort. Adică Renault chiar face motoare bune. Nu știu voi ce părere aveți, dar eu asta am, adică dovadă că și Mercedes a preluat 4 motorizări făcute practic de Renault, sunt puțin modificate pentru Mercedes, dar în esență este fix același motor. Am mai detaliat o chestie asta în alte filme și în filmul cu Mercedes-ul E-Class W213, ați văzut că am detaliat, am făcut o mică greșeală, pentru că acel cod de motor pe care noi l-am condus și filmat este OM654 de 1.6. Nu este OM626 de Renault, însă motoarele au, componentele sunt practic cam la comun, adică are, are pistoanele de oțel, are geometrie variabilă la turbină, adică seamănă destul de mult, dar le-am încurcat și asta pentru că nu găsim materiale tehnice întotdeauna foarte bine detaliate. Altă poveste, a fost o mică paranteză. Să revenim la francezul nostru. Are un design de impact, adică uitați-vă cum arată farurile, luminile pe LED care sunt preluate, sunt ca la Megane. Are un sistem de faruri pe LED care se vede clar că bat bine. Din câte știu eu și am vorbit cu cineva din urmăritor care lucrează în domeniu, se pare că aceste faruri sunt cele mai bune din clasa lor. Pentru că au lupă și au LED-uri și sunt de asemenea natură făcută că bat cel mai bine. Și prima dată le-am văzut pe Megane, exact același format, cu două proiectoare cu lentilă și un cluster de LED-uri în spate. Acum mașina se vede clar, are un ampatament foarte mare, este făcută pe o platformă comună cu Renault Espace varianta 5 și s-a vrut a fi o chestie modulară, cam cum au făcut și ceilalți producători, pentru că așa reduci costurile, cumva păstrând componentele la comun. Chiar nu-i găsesc o linie rea, adică are niște roți mari, ecartamentul e lat, ampatamentul e destul de lung și... îți dă din start un aspect dinamic, adică ai blocurile de lumini sunt mari, are o siluetă lăsată,
Și e altceva decât a fost până acum. Adică și Laguna a fost o mașină mișto și trebuie să recunoaștem, la anul 2002, să ai opțiunile pe care le aveau atunci, erau totuși destul de high class. Problema a fost tot timpul că ai prețul. Această mașină nouă a costat undeva la 44.000 de euro în Belgia, a fost achiziționată SH în România de către proprietar la 220.000 de kilometri și undeva la preț 12.000, cam așa, și s-au investit 4.000 de lei într-o revizie full, care înseamnă schimbat toate lichidele și consumabilele, inclusiv distribuția. Mi se pare o cifră decentă, adică gândiți-vă că la un BMW cu N47 doar 4.000 de lei te costă distribuția. Ori aici omul a procedat exact cum se face, a lăsat și niște bani pentru a investi ulterior în mașină, adică ți-asumi faptul că dacă e ceva la niște kilometri, totuși mașina e nouță, adică chiar dacă are numărul de kilometri, nu are uzură, pentru că n-ai timpul ăla îndelungat de exploatare și mașina nu a fost rulată în condiții grele. Am mers în Belgia, unde totuși ai niște autostrăzi, aerul mai curat. Și hai să ne apropiem de ea un pic să vedem cum e la detalii. Din nou, mie îmi place designul, chiar am remarcat-o pe stradă și trebuie să menționez că mașina asta cumva e o colaborare cu producătorul corean Samsung, care face mașini acolo și se numește SM6 în Coreea. Și este exact cum a fost Koleos-ul, cam pe același filon, adică în țările alea asiatice poartă denumirea de SM6, Samsung SM6, așa cum și Koleos-ul se numește tot cu siglă Samsung acolo. Deci e ceva probabil împrumută și de la eficiența coreenilor de a face lucruri. O chestie interesantă care mi-a plăcut tot timpul la Renault, mulți ar zice că e o porcărie, dar mie nu mi se pare. Aripile sunt de plastic și aici și în partea din spate, partea de jos a portbagajului, toate barele sunt de plastic. Deci ai zero risc de rugină și să fim serioși, chestiile astea, cum a zis cineva corect în comentarii, dacă de exemplu te tamponează aici, bara se deformează, uitați cum se mișcă, dar revine la loc. Mă rog, aripă în special. Dar la o tamponare, să zic un impact la 5 km pe oră, ție o să ți se deformeze asta temporar și revine la loc. Nu sare vopseaua, adică mi se pare un compromis perfect. Și, din nou, zero rugină. Adică nu are cum să ruginească plasticul. Asta e toată ideea. Aici se văd astea de care spuneam, LED Pure Vision, exact așa era termenul. La Megane am observat că întregul far, deci partea interioară este complet neagră. Aici văd că e cumva cu albă, nu este o chestie ca să nu se reflecte lumina sau o treabă pur de design. Dar am văzut farurile astea în acțiune și bat foarte bine. Putem vedea că au și spălătoare. La Xenon este obligatoriu să ai spălătoare, la LED nu neapărat. Însă e bine să le ai că mai cureți farul în caz de nevoie. Motivul pentru care se pun chestiile astea este ca să nu facă lumina dispersie și să orbească pe cei de pe contrasens. Asta la Xenon. La LED e o chestie opțională doar ca să curețe farul. Din nou, putem vedea proporții generoase, adică aici liniile astea de demarcaj sunt de la un loc de parcare de lungime 5 metri cu latură cam de 3, 15 metri pătrați are și asta înseamnă că mașina e lungă, adică are 4850 de milimetri lungime și e deja când te apropii de 5 spui clasă mare, adică este o mașină de clasă mare, cel puțin pentru Europa. Și aici mai putem vedea o chestie interesantă de natură tehnică. Cele care au acest sistem au o sigla aici anumită Ford Control, adică mașina are direcție activă, toate roțile cotesc, cele din spate cotesc în direcția opusă roților din față până la aproximativ 50-80 de km pe oră, depinde de modul de rulare. Ca să simulezi o mașină mai scurtă, să poți parca și să manevrezi mașina mai ușor, iar în manevrarea la viteză pe autostradă, roțile cotesc în aceeași direcție cu cele din față, simulând o mașină mai lungă și mai stabilă. Și practic îți elimină efectul acela de subvirare. Fac mașina să aibă un caracter neutru, adică nu lasă spatele să derapeze. Îi taie tendința asta de a se duce în exterior. Sunt niște chestii care se simt la condus și, cum spunea și proprietarul, comparând mașina asta cu un hatchback mai mic, a constatat că aceea se manevrează mai greu. Deși e o mașină vizibil mai scurtă, prin faptul că stai cotez roțile, are o mișcare mult mai dinamică. Deci asta e o chestie de lăudat. Sunt și alte mașini care au așa ceva, dar Renault totuși e în clasele mai inferioare ale standardelor de lux din punct de vedere al multora. Are un portbagaj, zic eu, enorm.
Nu știu specificația în litri cât este, numai că probabil undeva la 650, cam așa ar trebui să fie. Dar putem vedea cât de adânc este, adică eu dacă aș vrea să mă duc aici să deschid trapa asta, efectiv mă bag cu totul înăuntru. Adică aici poți să și dormi dacă te chinui un pic și ce am mai observat, are un spațiu enorm aici de stocare, care poate fi sub forma unei roți de rezervă, dar uitați-vă cât spațiu e acolo. Deci la modul real acolo ți încape un troller sau două geamantane textile la un concediu. Adică efectiv ai încă aproape două treimi de portbagaj față de cât este aici și mi se pare interesant. Ceea ce mai văd iarăși practic, uitați, astea chiar sunt de menționat. Ai o metodă de a agăța acest planșeu și trebuie să laud încă o chestie pe care Renault a făcut-o. Faptul că acest cârlig se duce cumva până pe după și nu atârnă direct în cheder. El atinge chederul aici, în partea de cauciuc, dar aici e o zonă tare. Pe când, de exemplu, la E-Class-ul filmat, acea agățătoare se prindea cumva de aici. Vă dați seama, dacă ani de zile tu agăți cârligul așa, chederul ăsta o să se rupă. E, uite că un inginer francez s-a gândit să facă chestia asta mai practică. Mi se pare interesant. Și ce pot să observ e că toate aceste suprafețe sunt mochetate. Și este o mochetă destul de plăcută la atingere, adică nu pare din aia plasticoasă. Chiar e de lăudat spațiul ăsta. N-are neapărat o deschidere foarte mare a portbagajului, dar e destul de dreaptă. Și nu știu, am observat o chestie, da, deși este pe arcuri, puteți observa că deschiderea la final se face cu niște amortizoare, care frânează deschiderea lui, adică nu o să oscileze. Nu o să deranjeze la deschidere. Și altă chestie, cred că e singura mașină la care am văzut treaba asta. Este foarte silențios portbagajul. Are sunet de... zici că n-ar avea mecanism. O să mă apropii cu microfoanele mele ca să vedeți. Trebuie să-l trântești mai tare, pentru că așa e sistemul făcut, dar nu se aude a tablă goală. Asta pentru că oricum și zona asta de aici este de plastic. Dar uitați sunetul. E de... zici că e ușă. Exact sunet de ușă are. Altă chestie practică, camera de marșarire este sus aici în emblemă și nu la număr și asta înseamnă că se va murdări mult mai greu. La multe mașini am fost nevoit pe care le-am condus să cobor, să șterg camera în zona asta ca să pot să văd ceva în spate. Ori faptul că pui camera aici mi se pare mai practic și butonul de deschidere elegant în culoarea caroseriei seamănă cu touch-ul ăla de BlackBerry, cum erau pe vremuri. Da, e interesant. Chiar acum uitați-vă în spate cum este mașina. Are o echipare, nu este vârf de gamă. Peste ea s-ar mai fi putut pune o echipare care includea niște scaune de piele întregi care erau și ventilate și reglabile complet electric. Astea sunt parțial electric, conțin textil și piele pe laterale, piele ecologică, dar tind să le apreciez mai mult pe astea, pentru că acel textil e mai ușor de întreținut și oferă o retenție mai bună, pe când pielea naturală în timp poate să crape dacă nu e întreținută. Și totuși e bine că are partea de lobi ai scaunelor din piele, astfel încât atunci când intri și ieși din mașină, ai o uzură mai mică pentru aceste materiale. Uitați cam cum încap eu la 1.90 în mașină. Este loc, zic eu că e loc de pasat, să fim serioși. Adică aici nu ating cu capul. Bancheta este destul de dreaptă. Tetierele sunt, poți să stai pe ele dacă te lași un pic mai așa. Dar uitați, de exemplu, acum, deși m-am scurs un pic din scaun, tot nu mi-ating picioarele în partea asta și acest pătar de scaun e reglat aproape de vârful, de partea de final în spate. Adică se vede clar că e mai înapoi față de cel al șoferului și tot ai loc, iar ceea ce îmi place, scaunele din față sunt mai joase decât bancheta din spate și pasagerii văd, adică chiar și cu tetiera aici ridicată la, să zic așa, mă rog, în situația asta nu mai vezi așa clar, dar uitați cum e tetiera, acum e la puțin cam pe la mijloc setată, vezi în față, adică nu te simți încuiat în spate și eu zic că ai suficient loc la genunchi. Eu mă judec pe mine, care am 72 de kg acum la 1.90. Poate o persoană mai corpulentă s-ar simți un pic constrânsă, dar nu prea văd cum. Și altceva, iarăși, o chestie în plus interesantă, mașina nefiind cu tracțiune spate, are tunelul median foarte jos, adică uitați-vă ce ușor te pui pe locul din mijloc.
și chiar și când stai așa pe el, nu-i poate din cele mai comode pentru că aici ai cotiera. Dar să fim serioși, partea asta de aici oricum, la toate mașinile e așa tare, adică puține mașini au 5 locuri care să fie la fel de confortabile precum toate să fie la fel. Aici avem două porturi USB și un port audio și încă unul de brichetă, adică gândiți-vă, poți să ai două telefoane la încărcat și poți să mai ai și un al treilea sau nu știu, o ladă frigorifică, alte chestii, adică puține mașini au așa ceva cu totul. Unele n-au deloc, n-au nimic aici. Ai și guri de ventilație în spate, ceea ce clar îți creează un plus de confort. Plafonul e destul de bombat, e aerisit aici, adică nu văd să fie constrângeri deloc. Și uitați, de exemplu, dacă stau pe partea asta, unde e ușa închisă, n-ai nicio problemă de a-ți încăpea piciorul, adică este, parcă stai ca la birou, e bancheta înaltă. Ai aici o cotieră cu spațiu de stocare, tot așa cu o mochetă cât de cât moale. Și două suporturi de pahare care nu sunt foarte tehnice, pur și simplu sunt două găuri, deci nu au niciun fel de sistem de retenție a paharului și nu sunt foarte adânci. E posibil ca dacă pui un suc mai înalt la o frână să trebuiască să te duci la detailing. Pentru asta apelați la Cosmin că se pricepe bine. Și asta să zic ar fi un minus. De exemplu, plasticul acestei cotiere e un pic mai spartan, să spunem așa, dar să fim sinceri, își face treaba. Adică de câte ori ați folosit cotiera, voi ca șofer, cotiera la locurile spate. Nici nu prea a mers în spate, dar trebuie să menționăm și chestiile astea ca să fie cunoscute. Da, e o banchetă, aici este destul de moale. Adică tăria de aici cu aici este aproape identică. Doar spătarul ăsta aici mai tare, așa cum am menționat. Și pot să zic că chiar se stă confortabil, vezi bine. Interiorul are zone moi, tot ce înseamnă material lateral aici este moale, zona asta e un plastic mai tare și fețele sunt cusute cu ac, adică e profil de cusătură. Se vede că la Audi probabil, sau mașini, mă rog, nemțești mai vârf de gamă, o să ai materiale moi și în zona asta, dar totuși tu pe astea le vezi la nivelul ochiului, pe astea pui mâna. De câte ori pui mâna aici ca să te deranjeze chestia asta? Adică tot ce e tactil e moale. Eu zic că e suficient ok. Aici iarăși mai e plastic pentru că trebuie să fie robust. Adică de aici un brand care nu e premium reduce costurile din zonele astea de aici. Tot ce înseamnă cleme, console, chestii care nu-s neapărat la vedere. Și se poate vedea și pe ușă. Avem un sistem audio Bose care sigur se aude bine, cam tot ce produce marca asta e ok. Și îmi place desenul cum este. Dacă ar fi să aduc o critică, v-am zis, este legat de faptul că puteau să facă poate anumite materiale mai moi, mai vârf de gamă. Uitați, de exemplu, buzunarele astea nu prea sunt folosibile să bagi obiecte mari, dar într-un fel parcă nici nu mi-ar plăcea ca cineva să pună 2-3 sticle de suc aici, adică practic aici nu e elastică și uitați, nu se deschide. În schimb se duce spătarul, dar probabil locurile din față ar simți, în momentul în care apeși chestia asta, ar simți niște picioare în spate, adică dacă pui un scaun de copil și el îți împinge aici cu picioarele, s-ar putea să fie un pic deranjant. Din nou, un pic problematic este, de exemplu, reglajul lombar de la pasager, care este aici, adică practic te cam întorci așa să-l faci. O să-l explic de fapt acum, că mă muci în față. Dar din nou, uitați spațiu de aici, adică poți să ieși, mă scurg eu din el așa, dar e mare, adică ai dita mai bancheta acolo, nu cred că e nicio problemă de spațiu în ea. Din nou, în față uitați că scaunul e reglat pentru o persoană înaltă, adică e destul de în spate, comparat și cu cel al șoferului. Și chiar se vede foarte bine interiorul din punctul meu de vedere. Ia să vedem cum primește pălugile. Da, eu stau bine. Are plafonul ăsta de aici, de la picioare, e un pic ridicat, dar prin faptul că scaunul e o idee mai înalt și gleznele le-ai aproape de 90 de grade, adică eu așa aș sta, să zic, la drum. Ai aici reglaj manual pe înălțime și de înainte-înapoi. E clar, cum am spus, nu este vârful de gamă și ar fi fost posibilă echiparea cu un scaun electric cu mai multe reglaje, care ar fi avut și pentru șezut și extensie. Dar așa cum e în formatul standard, mie mi se pare că este foarte ok la poziție. Și
îmi stau picioarele bine. Din nou are aici nu, mocheta este doar jos, că ăsta este preș, aici e parte de plastic. Mașinile mai premium vor avea mochetă și pe partea asta sau niște materiale mai puțin mai interesante. Poți să observ că are un soi de piano black la atingere, dar nu e atât de lucios, adică pare un material care nu se zgârie atât de ușor, inclusiv tableta e făcută pe ramă din chestia asta. Și e interesant că au aplicat sistemul lui Tesla, de a pune în formă portret ecranul. Da. Este practic în format portret, adică dacă ai navigație, o vei putea vedea mai bine pe ecran, pentru că tu mergi înainte, nu în laterale, adică mie îmi place orientarea asta, dar unora s-ar putea să nu le placă desenul ăsta, adică pare oarecum a tabletă all view la design, dar până la urmă mașina are un ecran pe care îl poți folosi, asta contează. Aici are încălzirea în scaune, aici dacă nu mă înșel și nu știu dacă am dreptate, este cumva un reglaj de volan mai mare, nu știu dacă sunt senzorii de parcare. Parcare automată, corect, pentru că e o siglă de volan. Deci, practic, având senzor, mașina, am crezut prima dată că este, poți să reglezi electric tăria volanului, dar astea de obicei mașinile de oraș au opțiunea asta ca să poți să parchezi mai ușor. Deci mașina având senzor poate să parcheze singur, asta e avantajul. Practic tu îi ții pedalele, dar ea face mișcările din volan, servodirecția fiind electrică, am testat chestia asta la un Nissan Qashqai. Deci pur și simplu îți identifică locul, mergi în lateral, când a găsit un spațiu care e de 1,3 ori mai lung decât lungimea mașinii, îți dă niște indicații și tu debraiezi din ambreiaj și mașina intră singură în locul de parcare. Ai aici două suporturi de pahar care sunt elegant acoperite de un fel de capac flexibil, cam cum sunt alea de pâine, și o cotieră care nu este foarte mare, însă are tot felul de etajere, are tot așa spațiu de card, intrare de auxiliar audio, două porturi USB și încă o brichetă, practic un spațiu de brichetă unde poți să pui încă 12V. Și aici în partea asta are un spațiu de stocare. Aici de obicei se puneau înainte scrumierele, dar aici probabil se poate pune telefonul fără prea mare efort. Aici putem vedea o chestie interesantă, n-am mai văzut-o. Are ciocan din ăla de spart geamul în caz de urgență. E bună ideea de altfel și chiar mi se pare util, adică ăsta se folosea la autobuze și uitați că îl pune aici pe interior. Deci s-au gândit, în caz că Doamne ferește să zic azi cu mașina în apă și te panichezi, ușa nu se mai deschide, spargi parbrizul cu ăsta sau geamurile laterale. Deci un element de siguranță suplimentar, zic eu. Și da, pe parte de pasageri iarăși, și aici mi se pare că ai suficient loc la genunchi. Unii s-ar putea să reclame zona asta. Nu e cazul meu, dar pentru că fac un review și arăt unor oameni care poate sunt diferiți sau, în mod sigur, sunt diferiți de statura mea fizică, s-ar putea acest aspect aici să-i deranjeze. Însă e totuși, mi se pare bine gândit, pentru că, de exemplu, te lasă să-ți rezemi genunchiul fără să intri cu el, adică dacă n-ar fi fost, ai fi intrat peste schimbător și în momentul în care schimbătorul era, să zic, în viteza a 5-a și a 6-a, șoferul te-ar fi lovit cu schimbătorul. Pățeam chestia asta la Opel Astra. Deci chiar o pot proba, că mi se pare interesant că ține genunchiul departe de schimbător. Eu așa o văd, nu știu ceilalți cum zic. Așa, ca minus de desen, cumva, uite, astea aduc cu Porsche foarte bine, aceste guri, cum sunt aici. Însă puteau să dea o atenție mai mare la partea asta de tabletă. Exact problema asta o are și Infiniti. Sistemul de navigație probabil nu e din cele mai, AirLink se numește, nu e din cel mai spontan, dar să fim serioși, prin faptul că are Android Auto și Apple CarPlay, îți poți conecta telefonul și n-ai problemă de folosire. Adică eu n-am așa ceva pe mașină și clar și asta mi s-ar părea un plus. Nu știu dacă vedeți pe filmare, dar aici mașina are lumini ambientale pe toată gama asta laterală și se văd foarte mișto pentru că au această culoare mov care se regăsește și la ceasuri. Are puține butoane, adică ai aici partea de moduri de condus, auto, start, stop, încălzirea în scaune, aici ai tot așa niște simboluri tactile care poate să fie un pic greoaie de înțeles, că de exemplu de aici schimb volumul, de aici
ajungi pe ecranul principal al navigației. Ăsta probabil ține de setări din astea de părăsire bandă, pentru că ăsta e simbolul de lane assist și astea poate să fie iarăși un minus, pentru că, de exemplu, nu au un feedback tactil, nu vibrează și nu știi dacă le apeși. Poate mers ar putea să fie un pic deranjant. Adică, de exemplu, la prima vedere, nu știi la mașina asta cum să umbli la climă. Dar se vede că are aici niște taste și are climă pe două zone. Adică îți dai seama într-un final. Dar tableta asta nu e din cele mai, să zic, evoluate după standardele moderne. În continuare, Renault a păstrat la volan acest device pentru controlul audio și dacă are pilot automat, mă gândesc că nu-l are pe aici. Pilotul automat într-adevăr se pornește, limitatorul de viteză și pilotul automat întotdeauna la Renault au fost aici, dar unele dintre ele aveau o asemenea manetă și pe partea altă pentru control, însă aici se poate vedea că le-au mutat pe volan. Plus minus, resume și oprit, deci este exact cum le-am și eu la mașină. Și comenzile pe volan aici pentru partea de vocal și volum de muzică. Da. Hai să ne punem și la volan, să vedem cum arată. Din nou, uitați, aici avantajul pielii, că ai o distanță mare de la scaun până la asfalt, adică eu am picioare lungi și totuși, uite, tot dau cu pulpa de asta. Adică dacă aceste zone ar fi de textil, le uza mult mai repede, adică e suficient de bine gândită ca să o consider o mașină practică. Chederele astea are, uitați-vă câte chedere are. Deci are unul aici, care e complet, izolează practic ușa pe întregul contur și mai încă unul sus aici, aici și aici, la ușă, adică practic ai chedere, să zicem, duble pe toată rama, plus încă unul sus aici care izolează rama exterioară. Se pot pune și bare pentru schiuri, care au ca reper montarea asta de aici, ce s-ar putea să aibă și rol de scurgere, deși nu cred că n-are trapă. La mine, la mașina asta, sunt repere pentru montarea acestor bare. Și iarăși aici e posibil chestiile astea să se mătuiască în timp, mai ales dacă închizi ușa cu ele. Eu la mașină mi le-am vopsit cu spray cu lac negru, lucios. Ori se pot demonta sau acoperi bine mașina cu ziar și vopsești. Da, astea sunt chestii pe care poți să-ți pui problema să le faci peste 10 ani dacă mai ai mașina, știi, cam așa. Uite și asta, la fel, grila asta e lucioasă. În timp o să sufere. Vă dați seama, de la pietricele, muște, devine un pic sensibilă. Dar, pe de altă parte, arată frumos. Trebuie să recunoaștem chestia asta. Acum, locul șoferului aici se poate vedea un mic, să zic așa, confort suplimentar, și anume faptul că scaunul are niște reglaje de poziție, care sunt, astea sunt reglajele de lombar. Scaunele au și masaj în standard. Și partea de înainte, înapoi și sus-jos se reglează însă în continuare manual. Da, e bine să ai și niște butonașe în plus. Acum, la volan se stă binișor. Scaunul ia un pic până ți-l reglezi. Are încă o clapetă aici pentru spătar și e bine că n-are roată, că nu trebuie să bagi mâna să rotești toată povestea asta, dar cumva pentru reglaj un pic complicată, că de exemplu, de fapt nu e, uitați că cumva te obligă să-ți pui centura, deci dacă îți pui centura așa cum ar trebui, acest cablu se duce la 45 de grade și brusc îți eliberează locul pentru a băga mâna ca să reglezi spătarul spate. Adică, cumva, cred că au gândit-o ei intenționat așa, îmi place ideea asta. Și alt design interesant este de la Cataramă. De foarte multe ori mă enervează cataramele de centură că rămân blocate. Uitați ce au făcut ăștia. Are excentric. Adică, cu cablul întins, la o mașină normală nu vei putea face chestia asta. Pe când aici, practic, când intră în ială, va sta rotită centura pe după. Și îmi place chestia asta. Și se oprește în... Scaunul mi se pare confortabil, am observat un mic minus care îi ține de uzură în timp. Când te așezi în scaun, mai ales o persoană corpulentă, va presa acești lobi în cotieră. Și dacă, de exemplu, tot reglezi pătarul, în timp s-ar putea ca pielea asta să frece. Totuși, mașina asta are câțiva ani și uite că nu e tocit. Dar poate în 10 ani s-ar putea să fie o problemă. Adică, de exemplu, dacă cumpărați mașina asta SH cândva, uitați-vă aici la scaun și la cotieră să fie pielea asta să nu fie uzată. Dar în rest stai bine în ea. Adică are două zone de profilare la umeri. Volanul e destul de mic, dar
E înălțat pus, așa că vezi bine bordul. Are o deschidere destul de mare aici. Deși stâlpii ăștia sunt groși, se ține ok mâna pe el și vezi și manetele foarte bine, adică se văd comenzile fără să miști capul prea mult. Și are, volanul este încălzit. Uitați butonul aici. Asta e un plus de confort. Din nou, uite, iar alte aspecte care țin de Renault. Renault a avut tot timpul butoanele astea. Nu pot să zic că îmi plac în mod special, își fac treaba și nu prea am de ce să le critic foarte mult, pentru că și eu la Honda am tot butoane de-astea de americane, le zic eu. Sunt mari și lizibile așa, dar cred că anumite persoane ar prefera niște butoane mai calitative la partea asta. Dar totuși pe partea asta avem niște butoane plăcute la atingere și cu un sistem din ăsta de... uitați, de exemplu, poți să reglezi tot ce ține de mașină. Ai 5 moduri de rulare. Eco, neutral, personal, confort și sport. Adică îți dă... Și observ altă chestie, că a început să maseze scaunul când am umblat aici. Deci probabil există niște... Se activează în funcție de cum sunt setate. Se mișcă lobby din spate. Deci ai un șasiu cât de cât reglabil, e totul interesant aici. Și se stă bine, schimbătorul e destul de înalt, dar e ușor de operat, are o timonerie precisă. Se simte lung, însă revine pe mijloc, nu are probleme din astea de Duster, să zic așa, adică totuși vorbim de altă gamă de mașină. Nu știu calitatea la astea cum e în timp, văd că totuși vorbim de o mașină SH și totuși nu s-a tocit aici, adică aceste scrisul de aici nu este serigrafie, ci este băgat în interior, adică asta nu se poate șterge oricât de tare ai lăsat pe degete și, na, nu știu, mie îmi place, își face treaba, ca să zic așa. Se simte un pic greoi schimbătorul, adică simți arcurile alea, dar H-ul de mișcare este hotărât la ea. Să nu mă criticați, când mașina e pe loc, nu ai nevoie să apeși ambreiajul, doar în mers, pentru că acum nu e încărcată cutia. Acum, uite, la uzură, iarăși, probabil pielea asta la un moment dat o să crape, se vede aici că are niște riduri. Da, până acum n-a crăpat. Da, din nou, sunt niște aspecte de observat. Mie îmi place cum e făcută. Și ai un ecran și aici în bord, adică bordul e semi-digital, ai două ceasuri astea aici care sunt... analog și în centru ai un ecran care completează pe acesta și are și un colorit mov. Mi-a plăcut așa cum e făcut. Ai oglindă cu protecție fotocromică care se închide la lumina farurilor din spate. Ai aici o zonă cu LED. Asta iarăși este interesantă, cum aveau Passaturile B5.5. Este o proiecție roșie care creează o lumină ambientală roșie mers noaptea, care e foarte utilă. Adică nu trebuie să aprinzi becul ca să vezi toată zona asta. Pe aici mi se pare interesant. Și ar fi putut să aibă, de exemplu, un suport de ochelari în zona asta. Bănuiesc că anumite echipări s-ar putea aici, în zona asta, să... Și nu are nici măcar... Aici, de exemplu, nu are mâner pe partea asta aici. Deci e clar că ar fi putut fi pus. Da, din nou, ai un bord de piele, ai aici o boxă. Partea asta e de piele, doar aici este un plastic moale, în schimb. Ceasurile au oarece chițăială dacă tragi de ele, dar, sincer, sunt robuste, adică nu se mișcă. La o apăsare nu fac... zgomote. Manetele sunt cele clasice Renault, din nou ar fi putut să aibă un design mai practic, să zic așa, dar trebuie să recunoaștem că își fac treaba, adică e cât se poate de practică. Partea asta, văd că și pielea pe volan a rezistat, mi se pare ok.